Ne bucurăm că acest prilej a adus în universitatea noastră, lângă noi și lângă dumneavoastră, dragi studenți, pe mesagerul unei națiuni ale cărei valori le împărtășim cu toții. O națiune care și-a dezvoltat parcursul sub semnul libertății, sub semnul creativității. Excelența sa le-a vorbit studenților despre cel mai actual subiect care interesează întreaga planetă, alegerile prezidențiale din America. Și pentru că au avut șansa unui dialog, studenții craioveni nu au ezitat să întrebe și despre programul Visa Waiver, în contextul în care din decembrie anul viitor românii pot călători fără vize în Canada. Secretarul de stat Clinton, în urmă cu ceva timp, a spus că în cazul în care va ieși președinte în primele zile de mandat, va propune Congresului reforma imigrației. Acest lucru va da acces țărilor europene precum România, Polonia, Cipru și altor țări membre Uniunii Europene să fie incluse în programul de vize. De aproape 60 de ani, la Facultatea de Științe din Craiova sunt pregătiți studenții în specializările chimie, geografie, matematică sau fizică. Pe lângă pregătirea în domeniu, studenții au la dispoziție șansa de a face stagii de pregătire la cele peste 100 de companii și instituții care colaborează cu Universitatea din Craiova.